Băi, băi, are 15 ani! Salutare lumea, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să facem Guess Her Age, după cum ați văzut din titlu, o să încerc să ghicesc vârsta la niște fete care în majoritatea cazului arată mult mai mari decât sunt. O să las pozele la fetele date, uite aici, ca să le puteți vedea și voi. Ok, deci prima fată. Ok, e blondă. Alright, that's good. Pare, cred că i-aș da direct 16, 17, cred. Cred, o să-i dau 16. Nu cred că are mai mult 16. Sper că nu are mai mult 16. Ok, are 17, ok. Am fost aproape la prima, cred că am zis corect. Ok, a doua fată, ok, nu e atât de cute. cred că o să-i dau 15, cred, nu, cred, da, o să-i dau. De fapt, după față arată mai mare, dar are 14. Asta cu siguranță are 18, 18, 19 sau 20 plus, dacă asta n-are 18... Trebuie să aibă 18. Dar eu o să-i dau 20 plus pentru că arată foarte, foarte, foarte matur. Adică în cartea mea, genul de fapt, cu siguranță are undeva 22 de ani. Băi, are 15 ani! Băi, frate, serios, așa arată fetele nowadays? N-am făcut niciodată challenge-ul ăsta și credeți-mă că chiar îs... Wow, o să trebuiască să fiu puțin mai atent la vârste. Ok, următoarea fată. O să-i dau 18. Astfel arată foarte matur. Nu pot să... 17, ok, acum e mai realistic, am fost aproape. E bine. De ce toți arată așa de matur nowadays, mai ales fetele, gen? Chill, get some chill, bro. Asta cred că are 16. Adică arată destul de matur, dar probabil după cum stă, după poza ei, nu cred că are mai mult. Are 15, deci, bă, deci, cu un an, ok, deci s-a aproape, dar oricum arată destul de matur. Asta trebuie să aibă 19. Sunt sigur că are 19, dar arată foarte bine, gen. Structura feții, părul, privirea, trebuie să aibă 19. Ok, asta are 17. E decent, pentru că nu arată prea mare, dar nici nu arată mic, știi? Adică ați înțeles voi, așa e. Asta probabil are 15. Probabil. Pare un copil. Are 14, deci... Na. Fucking great. Am proastă presimțire că blonda asta. Ok, let me... Cred că are 15. Sper că are 15. Seamănă de vreo 17, dar cred că are 15. Deci aia avea 20 plus. Asta cred că are 14. Trebuie să aibă 14. Se vede că e copil după ea. Sunt 101% sigur că fata asta are 14. Are 14, am ghicit. Let's go. Primul punct. Aia chiar seamănă de 14. Se vedea după ea că e așa, e mai copil. Ok. Următoarea fată. O să-i dau 17. O să-i dau 18 chiar. Eu zic că are 18. Are 15, holy shit. Asta pare matură. O să-i dau 20 plus. Nu, o să-i dau 18. E frumoasă, dar cred că are 19, de fapt. Are 18, am zis corect la început. Dar semăna, se vedea că e matură. Asta probabil are 16 ani. Nu cred că are mai mult de 16. De că e ok. Are 14. Asta are 20 plus. Trebuie să aibă 20 plus. Nu cred că are mai... Nu cred. Are... Băi, cum? Aia are 16 ani. Nu înțeleg. Holy shit, guys. 15? 14 chiar. 14. Deci, le liberez perfect pe alea de 14 ani. Am două puncte până când. Și asta trebuie să aibă 15. Nu cred că are mai mult de 15. Are 18, ok, chiar nu seamănă de 18. Am terminat challenge-ul. Am ghicit doar 2 din 15. Sunt foarte prost la când vine vorba de a ghici vârsta fetelor. Băi, da, în serios, sunt foarte, foarte, foarte multe cazuri.
nu semăna absolut deloc, gen. Una de 14 semăna cu 18 și una de 18 semăna cu una de 14, gen. What the fuck? Well, lumea, scrieți în comentarii dacă spuneți-mi câte ați ghicit. Câte ați ghicit? Vreau să văd câte ați ghicit voi. Eu am ghicit doar 2 din 15. Așa că dacă v-a plăcut acest vlog, apăsați pe butonul de like, dați subscribe, lăsați un comentariu cu câte vârste ați ghicit. Eu am fost Mihai, iar noi ne vedem data viitoare. Peace!